Bună ziua, stimați spectatori! Suntem la judecătoria Ciocana, unde se examinează demersul privind arestul preventiv pentru 30 de zile al lui Vasile Costiuc, depus de Procurarea Anticorupție. Avocatul nostru a depus recurs pentru judecător, deoarece tot acest judecător a fost în cazul când a primit arest în izolator 20 zile și ulterior arest la domiciliu 30 de zile de Ana Crudu. Cunoașteți cu toții această nelegiuire care a avut loc. Acum Vasile a intrat din nou în sala de judecată și așteptăm care va fi rezultatul. Va primi sau nu Vasile 30 de zile sau îi se va aplica altă măsură. Suntem cu toții alături de Vasile, cei din diaspora, cei de acasă, îl susținem. Cu toții scandăm libertatea lui Vasile Costiuc. Sala trage presa, din câte vedeți, este foarte bine oglindit acest eveniment în mass media noastră. De aceea sperăm că totuși justiția va avea loc, va fi una corectă, nu se vor permite abuzurile la adresa lui Vasile Costiuc. Cunoaștem cu toții că este nevinovat și avem un dosar politic cu scopul de a-l intimida pe colegul nostru, de a-i închide gura, cum se spune. Deci așteptăm, suntem în așteptare. Aici este ședința judecată, mascații păzesc tot, nu cumva să nu fugă acest periculos criminal și pericol pentru securitatea Republicii Moldova, Vasile Costiuc. Așteptăm, stați cu ochii pe noi, vă dăm cele mai importante evenimente în live.